doar câteva zeci de spectatori au înfruntat sâmbătă ploaia, chiar dacă în crâncă a venit cea mai bună echipă din serie, CSMS Iași. Deși punctele puse în joc nu contau decât pentru statistică, oaspeții și-au respectat blazonul și au învins gloria în crâncă. Unicul gol al partidei a fost urmarea unei reușite acțiuni colective a moldovenilor, capăt de linie fiind mijlocașul Bosoi. Buzoienii au cerut offside, dar la reluare se poate observa poziția corectă a marcatorului. Șansele gloriei de a obține măcar un punct s-au spulberat după pauză atunci când fundașul gloriei, Aerinei, a văzut cartonașul roșu. Mai întâi a fost sancționat pentru că a aruncat nervos cu mingea în teren. Același jucător l-a înjurat apoi pe arbitru, a fost auzit, motiv pentru care a văzut direct cartonașul roșu. Pentru a strânge cât mai multe etape de suspendare, Aerinei a avut apoi grijă să-l și îmbrâncească pe arbitru. Un om în plus, ieșenii au ratat în două rânduri de sprindere. Au reușit să mai scrie o dată, dar golul a fost anulat fie pentru offside, fie pentru hands. În prelungiri, ieșenii au trimis balonul în bară, dar mingea, cu un noroc pentru Stoicescu, a revenit în teren.